Am revenit în studioul emisiunii de Bacău în această seară cu domnul Constantin Scripăț, candidatul PMP-ului la primăria Bacău. Astăzi domnia s-a dezvăluit acest lucru. Este și președinte interimar la Organizația Municipală a Partidului Mișcarea Populară. Domnule Scripăț, în prima parte am discutat despre ce a fost, să zicem, și trebuie să nu să contrabalansăm neapărat, dar să spunem toate părțile adevărului, că adevărul are multe părți, așa. Adversarii noastre ar putea să spună: bun, cine acuză? Scripăți prietenul lui Berca, Banu, că cu ei a plecat. Ce aveți de spus în situația asta? Domnul Bejan, domnilor, nu e o rușine pentru mine că am fost, sau să nu recunosc că am fost și sunt prieten cu Berca. Dar până în faza finală, prietenia e a noastră, faptele s-a fiecăruia. Dar îl cunosc bine pe domnul Berca, pot spun chiar bine, am făcut și concedii împreună, suntem prieteni de familie, nu știu dacă ia același punct de vedere îl are și dânsul, dar eu nu cred să fie vinovat pentru faptele pentru care a fost acolo. Bun, asta va dovedi, se va dovedi asta în instanță. Se va dovedi, se pare că a tras-o mai mult, îl cunosc ca om, îl cunosc... Știți că lumea percepe altfel situația. În general, un om când este acuzat, mai ales dacă e politician, scade foarte mult în ochii alegătorilor. Dumneavoastră fiind prieten cu dumnealui, s-ar putea să pierdeți niște... E ciudată poziția noastră de asumare. Nu, dar nici nu pot să mă disociez de un lucru care este cert și care nu mi-e rușine cu... Da, sunteți conștient că puteți pierde totuși niște... Sunt voturi. Conștient. Sunt conștient și de asemenea putea să fie și varianta să fiu și eu lângă el astăzi. Sau lângă ei. Sau poate nici de acum târziu. Păi, de ce... Păi nu știu, mi se descoperă poate niște fapte, poate eu am venit la dumneavoastră să mint, poate am venit să induc în eroare, am venit să, nu știu, să mă eschivez. Au mai fost niște tentative de acuze care nu aveau dreptate, nu aveau nimic cu realitatea. Când a fost explozia pe Martir Horea, da? Eram prefect la da, acel bloc. Corect, da? corect, mi-aduc aminte episodul, da? Da? Și până la urmă eram acuzat că Scripăț ar fi coordonat și semna niște facturi cu niște lucrări care le-au făcut la primărie și aia a fost sursa exploziei. Care au înfundat canalele. Așa, care au înfundat canalele și el știa și acum acuză. Ei, vă spun, a fost o campanie da. Întreagă împotriva mea. Ce s-a dovedit până la urmă fi? Absolut nimic. Absolut nimic. Deci nu aveam nimic comun, nici cu de conturi, nici cu facturi, nici cu constructorii. Acolo ce a fost destul de grav, o infiltrație, putea să mai fie, deci o trebuie să suport. Omul s-a demonstrat că nu este nimic adevărat sau măcar nu sunt vinovat. Deci nu că fug de răspundere, că e ușor să greșești. Dar nu fug de răspundere. Dar îmi și asum niște... Când am greșit, situații. Am greșit. Și niște situații, cum e și situația de față. O să pierd electoral. Dar nici nu mă pot disocia de un om care, din punctul meu de vedere, îl cunosc și nu cred în acele acuze. Dacă sunt alte probe, nu știu ce se va întâmpla, instanțele sunt cele care, până la urmă, analizează. Procesul, nu? Da. E trimis în judecat. Este trimis. Ah, da, că e pe audiere. Ați fost audiat? Nu. Urmează. Am fost martor în proces, nu ascund cu nimic, urmează. Aha. Probabil și audierea mea... În instanță. În instanță. Da, procesul da. Pe fond. Am înțeles. Domnule Scripăț, de ce PMP? Am înțeles episodul cu PDL-ul, s-a încheiat. Cu PDL-ul s-a încheiat, vă spun... Acum s-a încheiat acum... și cu PNL-ul, că sunt împreună. Da, se termină. Da. De ce PMP-ul? Nu tot timpul faci chiar ce vrei. Sau mai exact, pot să vă mai spun ceva. Nu-mi place politica. Dar nici nu poți să ai acces la o funcție dacă nu ești susținut politic. A fost o variantă în care sfătuitorii mei, să am câțiva în care am încredere, să candidez independent.
Da, s-a vehiculat mult timp. Șansele sunt minime. Și am luat hotărârea PMP în momentul când s-a înscris și președintele Băsescu. Eu sunt pro Băsescu, ca să știți. Și am fost. Am avut niște oportunități cu președintele, am avut niște discuții tet-a-tet, l-am văzut cu adevărat pe câmpul de luptă, ca să zic așa, în momentul când am avut inundații în județ. Că am avut inundații în 2005, 2008, 2010. Noi făceam case, Serietul venea și le lua și iar mai făceam și alții mai beneficiam. Numai pe funcție v-a prins. V-a prins, da. Viceprimar. Viceprimar în 2005, subprefect în 2008, prefect în 2010. Și am putut să văd la acest ex-președintele Băsescu, la domnul Traian Băsescu. E președinte partid acum, putem să spun. Președinte partid, puterea lui de a lucra și de a lua decizii. Când veneau toți cu elicoptere, cu nu știu, ministrul de interne, premierii, nu știu care, nu știu cum, și veneau, filmam, hai să mai dăm ajutoare, hai să mai facem niște case. Eu am fost printre cei care am avut curajul să-i spun și domnului Boc, care era premier, eu eram subprefect, deși am avut niște urmări. Domnule, noi nu avem nevoie aici nici de vizite, nici de elicoptere, nu avem nevoie de dig, nu de ajutoare, ca să dea nu știu cât să facem case. Dig avea nevoie. Era varianta expropierii zonei, care era foarte costisitoare. Ei, când au ajuns într-o primă fază, deci chiar aveam probleme cu domnul Boc. Cum îmi permit, o spun la presa vremii, că cinisiu s-a tot interesat, au văzut de fapt că apăram un punct de vedere al județului și nu s-a luat nicio măsură, dar domnul Traian Băsescu, când a hotărât și a dat dispoziție, lumea a uitat că lucrurile bune se uită. În 6 luni de zile s-a făcut un dig care a protejat 4 comune. Prăjești, Letea Veche, cu satul Holt în special, Negri și Săuceștiul, în ultimul rând. Săuceștiul numărul 1, da. Și aici am avut și o parte de contribuție, nu că aș fi fost eu deștept, că tot spune, domnule, trebuie să facem un dig la Săucești, să facem la Săucești. Și consultând specialiști, chiar îmi place să-i consult și să le iau punctele de vedere în considerare, domnule, dacă noi facem dig la Săucești, apa aia unii se duce? La Prăjești. Prăjești. Da, hai să echilibrăm cursul, hai să-l regularizăm, hai să frânăm acest sireț, nu-l lăsăm de cap. Și s-a făcut acel dig, în termen de 6 luni de zile, valoare parcă 5-7 milioane de euro, deci în 6 luni s-a făcut digul și a protejează 4 comune. Deci este o faptă al președintelui Băsescu, care m-a determinat să fiu cu dânsul și când s-a scris în partid, sau eu știu, atunci a fost momentul când l-am considerat. Am mai curtat așa cu PMP-ul la Bacău, dar nu vedeam locomotivă, nu vedeam oameni, era adică un fel. Și da. Acum e un partid nou, așteptăm băcăuanii, așteptăm oamenii către el, așteptăm tinerii, e un partid de viitor, eu zic că are și un culoar politic favorabil și acolo sunt astăzi. Și voi merge înainte cu PMP-ul. Da, deci am aflat de ce. Bun. A spus astăzi în conferința de presă că au fost atonări. În ce au constat atonările? Adică ce ați cerut? Sau eu asta înțeleg prin atonări? Nu, mai mult discuții. Să vedem cum e așezat, ce oameni s-ar vrea să fie vectorii de imagine, ce locomotivă au... Aici au fost discuții... Că eu nu mi-am dorit niciodată nicio funcție în parte, nici nimic, dar mi-am dorit mult să lucrez cât mai pot sau cum mai pot sau dacă mai e posibil alături de domnul Traian Băsescu. Și credeți că mai e o locomotivă, domnul Traian Băsescu? Da. Și o locomotivă foarte importantă. Și pe Bacău cum e? Că știți că deocamdată... Gara merge mai repede, pentru o gara mai... Nu știu, pentru încet. Bacău eu zic că... A reușit, prin intermediul celor care suntem acum în organizație, să creăm un nucleu de oameni, v-am spus, oameni în mare parte care nu au mai făcut politică, alții decât... Cât mai contează domnul Băsescu pe Bacău? Contează destul de mult, să știți. Că, are 2 luni de zile de când s-a scris în Bacău, în partid, și ulterior am simțit așa o oarecare avalanșă de alți oameni, sau exact... Au venit oameni noi. A crescut numărul de... Mult, mult, da. Da. De fapt și dumneavoastră v-ați dus tot da. Domnului Băsescu. Recunosc. Bun.
Pe organizația municipală, aveți oameni cu care ați lucrat în timp, să spunem. Nu știu, n-aș putea să vă dau eu un exemplu ca și nume. Au venit lângă dumneavoastră la PMP? Păi, deocamdată, cum spun, la PMP, eu nu m-am dus de sus în jos. Am bătut la ușă, am intrat în sală, am ocupat un loc, m-am integrat, nu credeți că n-au fost și discuții. Aha. Și doar de două săptămâni și-a dat demisia, nu știu exact din ce motive, sau bă, nu-i, dar pentru mine nu sunt importante. Fostul lider care era la municipiu și biroul județean, organizația județeană, m-a însărcinat să preiau pe interimat municipiul Bacău. Și nu am decât două săptămâni. Am avut o întâlnire cu, sau mai multe întâlniri așa, fragmentate, cu organizația și urmează ca să mi-aduc și eu oamenii pe care am avut de încredere, pe care îi văd de încredere și nu numai atât, să identificăm alții, că eu nu vin cu o echipă și o plantez acolo. Păi, aș fost întrebat de echipa de consilieri, aș fost întrebat astăzi la conferință. Da, echipa de consilieri mai încet. Noi deocamdată e o procedură a regulamentului de ordine interioară. Trebuie să creștem echipa, suntem interimat, să avem alegeri la municipiu și apoi... Condiții de integritate există la PMP? Există. Ce există, nu? Nu, păi, bine... Ați văzut, e o modă acum. Nu, exact, dacă le respect, dacă sunt respectate. Dar la fel, în general, ce-au avut s-o cam curățat. Au fost și câteva cazuri la nivel național, care... Acum nu știu ce oameni mai sunt în PMP, în Mișcarea Populară, în această formațiune. Va fi o temă de discuție. Da, dar care să fie contestat. Dați-mi un exemplu, așa, la nivel național, dacă, din cât cunosc. E un partid mic, da. E un partid mic, da. E un partid în formare. Se poate strecoare și alt fel de persoane. Asta nu înseamnă că nu se pot strecura. Exact. Se pot, cum să nu? Mai ales că în această fază partidul e deschis. Ori... Cu atât mai bine ar fi. Da, dar e posibil. Nu neg. Este posibil să se întâmple ceea ce dumneavoastră spuneți azi și nu chiar m-ar îngrijora pe mine în această fază. În această fază noi trebuie să creștem, trebuie să demonstrăm la oameni, trebuie să, eu știu, să ne promovăm proiectele, să atragem oameni lângă noi, să spunem ce vrem, cum vrem. Adică oricum PMP-ul vrea altceva decât ce se întâmplă la PNL și PDL, ce se întâmplă la PSD și sper să nu se ajungă în faza cu atâția oameni contestați, anchetați, grei politici care de 20 de ani tot vezi. Mai poate oferi domnul Băsescu surprize în politică? Până la urmă a fost președinte 10 ani, a avut și un partid, a avut și o guvernare la un moment dat, adică da. Cu ce mai putea veni nou? Nu știu să cu ce ar putea să vină, dar... Au mers când, da, când dumnealui era pe val, ca să zic așa. Da, dar... pe greșelile, promisiunile, nerealizările celorlalte guvernări. Deci au fost acea guvernare USL. Ce au promis la români? Spuneți-mi, că ce au promis aveau 15 puncte, eram plin de autostrăzi, 1 milion de locuri de muncă, ce au realizat? Creșterea domnului Băsescu acum este, eu zic că este liderul incontestabil al opoziției. Și a fost și pe vremea guvernului Ponta. Poate creșterea imaginii în ultima perioadă s-a făcut și pe faptul că n-au făcut tăilalți nimic, s-au făcut numai prostii și numai tâmperii și numai minciuni și numai DNA-uri și numai... și au stat numai în procese și... Da, bine, procese are și domnul Băsescu. Domnule, una e procesul care l-are Băsescu și alta e procesul care l-are Oltean sau care l-a avut Mazăre. Sau nu știu ce, Piedone și cu Vaghele. Și Oprescu și nu știu câți alții, că dacă vreți să continuăm. Că... E o listă să închide emisiunea, nu? Asta era... Da. Bun, veniți cu un anumit bagaj politico-administrativ sau administrativ-politic, cum doriți dumneavoastră să îi spuneți. Cu ce-i păcăliți pe băcăuani? Mă exprim așa. Adică zic eu că toți dacă... vor veni și vor spune, facem, nu știu, aeroport, facem, centura, facem... No, deocamdată eu nu mi-am promovat proiectele, a fost un început, e un început de drum. Pornesc
și mă pregătesc pentru o campanie electorală și în această fază, deși, vă spun, sfătuitorii mei mi-au spus, fiind desemnat candidat, doar candidat, la primăria Bacău, să nu mai amintesc nimic de vechea administrație. Ei, uite că nu pot. E o variantă de lucru, de ce? Nu pot, fiindcă actuala administrație, și sper la anul se spun trecută administrație, a făcut prea mult rău Bacăului. Prea mult rău Bacăului. Adică, efectiv, a distrus Bacăul, a învrăjbit oamenii, a încercat o politizare forțată. Da, doar acum, nu putem, serviciile nu putem, sub orice critică merg mult prin țară și comparativ cu Brașov, cu Piatra Neamț, cu Suceava, cu Iașu în ultima perioadă, să vedeți o explozie de investiții. Nu e suficient să schimbăm o administrație doar pentru că a făcut mult rău. O schimbăm că a făcut mult rău, dar trebuie să punem și ceva care da, să domnule, facă eu bine. Zic, trebuie eu să zic, discutăm și da. Despre ce urmează să se facă. Eu, dăm pe cineva jos pentru că a făcut rău și ce punem în loc? Nu, dar limităm rău, că rău nu se oprește. Deci rău, rău, rău. Eu am niște proiecte, mai lucrez la niște proiecte, am niște echipe pe fiecare domeniu și o să le prezint în momentul în care o să fie terminate și bune de dat în spațiu public. Dar ce vă pot spune acum, doar atât. Într-o administrație sunt lucruri care se fac cu bani, mulți, relativ mulți, și lucruri care se fac cu bani puțini sau deloc. Și aici trebuie să împărțim în două categorii. Alea sunt proiectele care vin, la care ai nevoie de finanțare, fie din bugetul local, național sau european, da, fonduri europene. Și lucrurile mărunte, serviciile. A pune un bec la scara unui bloc pe Pictor Aman, ce trebuie? A colecta câinii comunitari din oraș, de ce ai nevoie? A face niște lucrări de bună calitate în oraș. Uitați-vă dumneavoastră, s-a umplut orașul de pavele. Uitați-vă câte sunt făcute de calitate. Nu sunt ridicate căminile, deja s-au exfoliat, deja s-au dărâmat, deja te împiedici de ele, deja nu te poți deplasa. Deci a face lucrări de calitate. Ca să nu mai fac trimitere la ceea ce se întâmplă cu strada Milcu. Astea oricum nu se vor întâmpla. Sub nicio formă, sub colectarea gunoiului, spațiile verzi. A început acum un proiect european cu defrișarea printre blocuri. Fără să informezi cetățenii, fără să facă lucrări de calitate, fără să se termine lucrările. Omul stă la bloc, fost muncitor sau băcăuan de 30-50 de ani, a crescut un cireș acolo, un nuc lângă grădina lui, vin ăștia cu drujbe, taie ca să pună un pim sau nu știu, sau să, dar măcar să pună ceva. Deci sunt lucruri care nu poți să le faci decât consultarea cetățeanului. Lasă-l și pe el să decide. Până la urmă e plătitorul de taxe și impozite. Ei nu sunt de acord cu lucrurile astea. Câți bani trebuie pentru asta? S-au mai început acum, s-au găurit tot orașul, ca să vedeți dumneavoastră, un proiect pe CET, marele CET, căpușat până l-a dus la faliment, cu nu știu ce, și acum mai sunt niște bani europeni care trebuie să-i cheltuie. Vă dau un exemplu din Piața Centrală. S-au făcut niște șanțuri uriașe, dar nu numai în Piața Centrală, și pe electricienilor, și pe 9 Mai, și pe Bicaz, unde nu sunt, dar în zona Pieții Centrale, o să vedeți exemple de altă natură. Se schimbă conducta de termoficare, foarte bine. Dar unii duce conducta de termoficare la acele blocuri din zonă. Blocuri care nu mai au niciun abonat la CET. Cum se justifică acea investiție? Nu știu, trebuie să o justifice cei abonați viitori. Sau, abonați pe viitor. Să fii pregătit pentru... Să vă determin cineva și pe mine să mă determine. Eu n-am fugit de la CET de bine. Din cauza condițiilor. Suntem în 2015. Vreau să am apă caldă și căldură permanent. E un moft? Dacă mi-a asigura, rămâneam acolo. E o normalitate, e adevărat. Da, pentru a face un oraș puternic economic, de ce avem nevoie? În primul rând, e o echipă puternică și competitivă. Că mulți spun, trebuia să răspund la niște întrebări când voiam să candidez independent. Păi dacă n-ai un partid, o susținere, cine te finanțează? Da, într-o primă fază asta e răspunsul, dar acum sunt foarte multe fonduri europene la care poți să ai acces. Dar pentru asta trebuie specialiști să știe, să le acceseze, să atragă fondurile, să fie licitații corecte și materializate corect. Dar nu am fost în stare să le cheltuim. Păi vedeți,
Deci, nu primarul e de vină aici, echipa de lângă primar sau primar. Cred că Claudiu se referea la altceva, la locurile de muncă. El are o, are o fixație cu locurile de muncă și eu cunosc destul de bine. O fixație normală până la urmă, dacă stăm să ne gândim adică că... facem garduri frumoase, bănci frumoase și oameni supărați, triști. Asta cu locurile de muncă... Adică nu știu câte e o problemă administrației. Câți investitori au venit în municipiul? Păi, au avut tentative de a veni, dar au rămas cei cu activități strict comerciale și atât. Din cauza administrației, că investitorul vine. Bacău are un mare, mare avantaj, v-am spus, aeroportul. Un avantaj care nu știm să-l valorificăm. Încă. Încă. Aeroportul din Bacău, toți investitorii când vin din Asia, din Europa, din aeroportul, mană cerească. Nu știm să-l valorificăm. Doi, când vin investitorii, nu așteaptă facilități. Așteaptă o judecată corectă. Ei au nevoie de niște utilități, au nevoie de niște avize. Și dacă au nu nevoie, sunt în primul rând, de teren. Teren. Cu utilități. Se pun la dispoziție și contra să creeze niște locuri de muncă. Au fost permanent refuzați. Știu și din perioada când eram prefect. Da, avem asemenea terenuri? Mai avem și în Bacău, dar nu suprafeții imense. De asta fac trimitere și vreau reactivată zona metropolitană. Zona metropolitană presupune o asociere de mai multe comunități, de UAT-uri. În general, a fost concepută pentru 20 de UAT-uri, începând de la Cleja până la Filipești, izvorul Berheciului și toate comunile limitrofe sau din acest perimetru, care presupune 250.000 de locuitori și e eligibil să atragă ori toate tipurile de fonduri europene. Și atunci, găsim și forța de muncă, găsim și terenurile, găsim și utilitățile. Avem Bistrița, avem Siretul, iar o chestie care noi nu știm să o valorificăm. De tot chinuim cu insula de agrement, care nu știu ce să-i facem. Decolmatarea insulei. Un proiect foarte bun. Și care parlamentar vine și spune, bate cu pumnul piept că el a adus fonduri, minte. Decolmatarea e un proiect al administrației apelor române. Se derulează prin administrația bazinală Siret, a câștigat cineva licitația și are de atunci numai și numai opreliști. Unde duce pământul, cum duce pământul, de ce îl duce acolo, adică șicane de astea administrative. Și exemplele pot continua, deci nu știm, noi trebuie să atragem. Mai are primăria două societăți fantomă, consumatoare de bani mulți, una pe la teatru de vară, Art, nu știu cum se cheamă. Nu mai este. Nu mai este, mulțumesc lui Dumnezeu. Și la centru de afaceri. Fraților, centru de afaceri. Unde e incubatorul de afaceri al domnului Stavaraș, care aduce 2000 de locuri de muncă? S-a transformat într-o afacere de nu știu a cui și nu știu pentru ce. Este foarte necesar. N-a știut să colaboreze cu Camera de Comerț, să organizeze târguri, expoziții, să atragă investitori. Camera de Comerț este cea autorizată pentru asemenea. Au crezut că face domnul Stavaraș ceva acolo. Și multe, multe investiții. Bun, ne întoarcem la locuri de muncă. Noastră ați făcut o afirmație, cred că domnul Simović a mai făcut-o, dar nu în emisiunea asta, pentru că nu l-am invitat până acum, dar o să trebuiască să-l invităm până la urmă. Au fost investitori și au plecat. Da. Sunt exemple. Da. De ce au plecat? Nu au găsit un mediu propice și nici nu legislația. Un afacerist, dacă să vină să aibă loc pe piața românească și la fel și pe piața Bacău, trebuie să dea șpagă, domnul Beja, dacă nu știți asta. Vă spun eu. Și vă spun argumentat. Sau niște șicane. Credeți dumneavoastră că soseaua de centură întâmplător s-au blocat lucrările? Că cineva nu a acceptat cererea sau, eu știu, semnele puse, semne de întrebare sau apropourile făcute unui constructor turc, am înțeles, un consorțiu de firme. La fel se întâmplă peste tot. Și la fel s-au întâmplat cu toate. Credeți că întâmplător s-au rămas? Știți ce se întâmplă? Mai e acum un lucru. Uitați, acum mai e o anchetă mare, chiar vorbeam cu cineva din primărie, că o chemat jumătate de primărie, la DNA cu podul de la Ledea, care, din păcate, sau prin proiectare, trebuia să aibă și un trotuar, care nu există. Aoleu! Adică nu știu dacă era eficient, nu știu câți mergeau pe trotuarul ăla când îți minus 20 de grade sau la 2 noapte, dar așa au fost proiectat, așa trebuia să fie. Acum s-ar putea
eu să duc în eroare cu ceva. Dacă nu s-a decontat, nu e nicio problemă. Da, corect. Dar dacă s-a decontat... Da. Și de ce nu s-a făcut? Cineva trebuie să schimbe proiectul. Ei, și aici o problemă. Nu poți te abate. Cum este o problemă din punctul meu de vedere? Dacă în proiect scria trotuar... Fă trotuar. Dacă n-ai făcut, de ce n-ai făcut? Ce s-a întâmplat cu echivalentul bani și cine a avut curajul să se abată de la un proiect cu finanțare europeană? Exact. Aici cineva trebuie să răspundă. Deci... Poate ce nu veți găsi într-o administrație pe care mi-o doresc eu, v-am spus, plus apropierea de cetățean, că până la urmă, știți, asta e o lozincă electorală, așa, la prima vedere, dar eu tot timpul am ținut și la părerea celui de pe stradă, și la opinia lui, am acceptat și critica. Puterea și puterea unei administrații până stă și să aibă curajul, să răspundă, să-și asume, să nu promită. Sunt mulți oameni decepționați, v-am spus, și relația primăriei cu cetățeanul. Dacă nu ai o audiență, nu te duci lângă om, omul e hăituit, omul de bună credință, pensionarul care plătește taxe și impozite, să vedeți ce o să întâmple de la 3 ianuarie la taxe și impozite. Unii, un local, în loc să fie primitor, e ca un, nu jignez, un grajd. Ați intrat la taxe și impozite? Da, e o problemă de ani. Și omul se duce acolo, trebuie să-l primești cu oarecare plăcere, cu zâmbet, cu niște funcționari plăcuți, că tu și dai dările acolo, nu? Da, e adevărat. Și pensionarul se duce, sau omul pensionarul, omul care are venituri relativ mici, dar e de bună credință. Se duc și tinerii, se duc, dar pensionarii sunt primii, care tot timpul sunt acolo. Domnule Scripă, trebuie să vă mulțumesc pentru participarea din această seară. S-a cam terminat timpul nostru. Claudiu, trebuie să recunosc că e primul invitat care nu cere autostradă, dar spune că Bacovul nu s-a dezvoltat din cauză, că se cere șpagă la investitori, că nu se fac lucrări ca lumea, că... Mă rog. Că nu a fost pus aeroportul în valoare cum ar fi trebuit? Că spitalul municipal a rămas doar ceva pe hârtie și noi cu acele etichete, hai să mergem să facem... Deci, minciuni, minciuni electorale. Vă rog să-mi permiteți și mie să transmit Bacovilor. Ocazia sărbătorilor care urmează, un an fericit și o administrație la dispoziția lor. Mulțumim pentru participare, domnilor și domnilor. Punem punct acestei ediții. Mâine seară, la aceeași oră, la revedere!